cum să pui seara prima? Uite, mama, mă, dă-o jos! Așa, calilor, ce faceți? Bună dimineața la Moș Crăciun. Avem treaba azi, am zis că fac așa o chestie de-asta de Crăciun, că n-am făcut niciodată, veri. Am putut să dorm că era frig în casă, așa că am făcut focul. Am filmat și un episod de Minecraft pentru canalul de gaming Sniculeț, îl aveți în descriere în caz că nu vă uitați la canalul de gaming. Bun, mă bag să fac un duș, vă explic imediat care sunt planurile pe ziua de azi. Uite, hop, tatuajul! Vreau să mă duc să-l iau pe fratele meu de acasă, să mergem, să-i luăm un cadou lui maică-mea de Crăciun. Pentru că ne permitem și putem în sfârșit. Am accidentat un ac la umăr. Am făcut un antrenament afară, erau minus 2 grade și te răcești cam repede, știi? Când e rece afară, veri? Și vreau să zic că mi-a pocnit umărul cum nu mi-a mai pocnit niciodată, veri? Mi-a pocnit articulația. E cu tot cu nervi, cu tot cu tot. Ceea ce nu știi, frate meu, e că o să iau și lui un cadou de Crăciun. Mergem să luăm și Volvo-ul, că suntem cu Golf-ul. V-am zis că am plecat cu Golf-ul la București. Am lăsat Volvo-ul la detailing, bă. Abia aștept să-l văd, nu pe frate meu, pe Volvo. Abia aștept să văd mașina, că efectiv după ce am lăsat-o, după ce am luat-o de la detailing, o să trebuie să plec la București, n-am apucat să o văd frumoasă. Dar uitați reacția mea. Poți să intru? Bă, ce? Bă, ce rușine, știi cum ar dată? Ai avut dreptate că-i să-ți schimba culoarea. Mami, și rușine să mă ating, ce? Ars, mă, bă, dar ce frumoasă este, ce? Nu pot să cred că zic efectiv că atât mai bine ca atunci când am luat-o. Am venit cu mașina la transformat, la Detail O'Clock. Suntem aici cu omul care o transforma, știți cum era mașina mea înainte. M-a arătat bine, dar ideea e că acum arată și mai bine. Eu o să-mi spun exact ce s-a întâmplat cu mașina mea. S-a realizat un detailing interior premium în care au fost curățate machetele, curățate elementele de piele, curățate elementele de plastic, tot ceea ce ține de bord, plafon, compartiment portbagaj. Iar la final s-a aplicat un dressing special pentru piele și un dressing special pentru elementele din plastic. La exterior treaba e un pic mai complexă pentru că în prima fază mașina trebuie spălată foarte, foarte bine, interesată, decontaminată pentru că există anumite rășini, grăsimi sau chiar pelitură de la plăcuțele de frână. A fost o corecție a lacului abrazivă prin care am încercat să scoatem, având în vedere că mașina asta este o mașină premium, a optat pentru un tratament ceramic cu o garanție de 30.000 de kilometri care accentuează culoarea foarte, foarte mult. Noi sperăm să placă și să fii mulțumit. Se vede cam place. Dar ideea, băieții sunt foarte activi pe Facebook, dar urmează niște prieteni de-ai mei și aș vrea să-i susține. Urmează să activeze și pe Insta și pe TikTok, presupun. Deci vă rog frumos, acolo în descriere o să le las linkurile către paginile lor de TikTok, Insta și Facebook. Ia vezi-l pe golfulică, băi, iau scump. Ia, ce zici, mai vorbește, mai poate bătrânul. Hop și cold start. Din 105 cai, cred că mai sunt vreo 70, așa. Restul dorm, de vreo 3 ani așa, cu obosit. Cum să merg, veri, cu matahala? Abia am încăput pe asta, abia o trecut unul pe lângă mine și o zgâria mașina, bă, prostul. În loc să mă las să trec pe străduțele, au zis că încăpem amândoi, nu încăpem, veri. Păi dacă eram și cu volvanul ăla cu X6, aia, o zgâriat altă mașină, îmi pare rău, veri. Oh, the weather outside is frightful. Walking around, Christmas tree has... All I want for Christmas is you. Să rămână, mă. Bună, mă. Sărane, ce faci? Fă, bă, țăra... Doamne, bă, tu ești țăran. Ce-i cu poza asta? Adică, ia zic, cum joacă pozele astea. Asta-i tare, asta-i tare rău. Efectiv, zice și părea vezi de poza asta. Asta nu pe asta aș pune, pe cuvântul meu. Ia, hop. A, Scurtescu. Gigi, ce faci, Gigi? Pot, mă descalț? Dar te rog frumos, intră. Ține-te ca acasă. Deci dacă tu găsești loc de parcare în această zi, 22 decembrie, ești cel mai șmecher. Bă, frate, efectiv, e full, ești prost. Dar fără cameră mai știi să faci parcare? Nu. Puteam să zic. Nu pot, bă, fără cameră, nu știu să parchez, e prea mare să știu să parchez, pe cuvântul meu. Golful, am făcut parcări ca lumea în București, milimetrice, dar aici nu știu, e prea mare, legii nu m-am obișnuit. Altceva, Veri. Și intri perfect, Veri, ci intri perfect! Bă, Veri, vreau să știu și eu cum să faci, că văd 60.000 de oameni, da, story-ul, 60.000 de oameni, bă, doar 20.000! Bă, din 60.000, what the fuck, gen poza asta putea să aibă 60.000 de like-uri? Ia zi, bosulică, pentru măta, ce ia uite. E, arată femeia asta exact ca măta, bă, ce mă, nu-ți da, place? Poate, bă, dă să bă, iau lui mama... Lebădă, bă, păi, dar măta nu-i lebădă. A, uite, de ce e asta? Pandantiv cu rotund, că cer o zis că înseamnă, ce înseamnă? Infinit. Deci, atrageți toate privirile cu acest pandantiv captivant. Cine face marketingul aici, verișorul? Pe cine aveți la marketing aici, de curiozitate? Cine-i PR-ul? Care strălucesc orbitor pe lateral a monturii și piatră centrală rafinată care creează un căcat de contrast. Bă, vreau să iau unul mama să fie așa, bă, cu de la de meduza, așa. Ca la Versace să aibă așa capul lui meduza, aici să fie așa, să
aibă mama la gât, ești prost. Când poartă decolteu, să vadă capul lui Meduza, ești prost. Ia zi de băratat ce am la noi lui mama aici. E, haideți să vă fac un scurt tutorial. Mi-a zis doamna de la caseric că, da, dumneavoastră de ce nu așa, că puteți să vorbiți, era Teo Rose acolo. Ce, păi și Snic de ce nu este? Am zis, doamne, să ia să vedem aici. Oh, ia, păi da, merge măta prin mol, ia uite-o pe măta, hop, ia uite-o pe măta așa, hop, ia uite-o, să vede. Mi se pare că e urât împachetat, veri, nu știu, mi se pare că, bă, nu știu, la banii ăștia puteai să... Aba nu că ni pe noi, că nu ni că nu am mâncat mămăligă cu pâine toată viața noi, dar așa puteam o leacă să fie mai, nu știu, ceva, o cutiuță mai frumoasă, mai așa. Spune doamna aici că mi se pare că te cunosc de undeva. Și după a venit o fetiță și a făcut poze. Și după unde ne-a dus? Ne-a dus din prima, a zis hai că ne ajute și ne-a dus direct la diamante. M-a dus femeia mea direct la, o să zic de Splendor, am zis doamnă, dacă fac ăștia de la Splendor să-mi dau diamante, 30 de minute le laud magazinul continuu. Pe cuvântul meu de om. Dacă nu zic Swarovski, cei mai tari, Bacău, Piatra Neamț. Când am uitat la preț când am văzut că tei, ăsta a urlat, ăsta e frate mi cel mai mare țăran, a urlat în gura mare când a văzut prețul, s-a speriat. Nu am luat, ce am urlat. S-a speriat. M-a speriat, n-am urlat. Și m-a tras din mânică și am plecat, că nu vreau să mă sperii Johan ăsta. Și m-a tras de lângă raionul ăla, de lângă vitrina. Bă, dar era o chestie acolo. Când ne-am uitat așa, eu l-am dat, era lângă fratele acolo. Și uite, ia ce zici de asta? Bă, când o zici ce zici de asta? Eu am crezut că, am zis că eu nu știi. Am clipit o dată, am văzut că începea cu 7 prețul. Eu am stat acolo 7, 8, 0, 9. Azi, bă, leu. Azi, bă, dă-te mai încoa. Nu, uite la ăsta din lângă, veri. O vin, doamne, aici că vă ajut cu ceva și spune frate, nu că ne descurcăm sigur. Păi ziți ăla că măcar îți vă arăt. Toartă la ala cu diamant. Nu lăsați că ne descurcăm sigur, dar nu uitați aici că avem varta cu diamant. Nu, doamne, lăsați-mă că mă descurc eu. De alea de acolo de ce zice? Ăsta de la Swarovski, ce părere aveți de alea? Și ăsta, dar nu sunt prețioase. Uitați azi, de exemplu, uite ăsta de aici are un preț foarte bun, de exemplu. Nu, doamne, lăsați-le alea, alea că de acolo mai așa. Ate, ce curat o facem. Hai dacă ar mi... Bă, de ce nu merg? Ar mi... Oleu! Oleu! Bun toată lumea, am venit să-i luăm și un cadou lui fratele meu de Crăciun. Știu că anul trecut nu i-am luat. Dar mai râdeai că ați spus filmez. Ce micuț ești în braț. Hai bă! Da bă, tichetul! L-ai luat? Tu-ți dai seama, eu sunt atât de prost încât aici nu era nicio barieră și am învățat. Hai, că știem să parcăm dacă dar e. Nu-n cap, hai, le, da, asta era nu în cap. Nu în cap, pe cuvântul. Știu, știu, nu în cap, da, asta da, era. Da. Asta e de handicapat, de persoane cu probleme. Asta așa. Dă-o leacă mai așa să se vadă. Băi femei, așa s-a terminat. Te-ai căcat în vlogul meu. Revenim după ce îi luăm la prost cadou. Dar de ce întorci că mi se schimbă imaginea? Valeu. Ia uitați, am împachetat cadoul. Aici, direct în Kaufland sau în Cora. Ia uitați ce frumos. Și cel mai tare este că mi-am luat și eu un cadou. Dă-i seama, mă trezește dimineața. Ce pentru mine? Am primit cumva becuri? După ce mi-am dorit. Dar cum de... Doamne, ce delicatețe are în mâinile astea. Ce ai făcut? Te-ai dat cu sapă? Hai leacă grijă, că e cadoul meu. Uite ce la mișto mi-l faci și mie, bă. Ei bun, ei bun. Îți aduc cadou un pung Lidl. Pe cuvântul meu, domn. Ia uitați, vă rog frumos, ce ciocănare. Mergem să luăm bradul de la vară mea, că eu n-am avut unde să-l țin pentru că căsuța noastră era prea mică și l-am lăsat la ea pentru că stau la casă. Mergem acum să luăm bradul cu luminiță, cu beteală și facem bradul, corect. Corect, eu n-am mai făcut bradul de atâția ani. Să vedem, îl pun și pe fratele meu să facă bradul. Și eu stau și îi dau ordine, dar bravo. Ok, ca idee să vă zic o chestie. Eu am plecat acum vreo 5 ore, bă. Am uitat aparatul ăsta de făcut semișuri în priză. Eu am stat în priză până acum, bă. Bă, când am intrat în casă, mirosea numai semișuri. Bă, arde tot. Uitați-le cum s-a făcut. Noroc că era pe ăsta, știi? Că dacă era aici, cred că ardea aici. Prost, așa, o stat pe tablă. Bă, e fierbinte ăsta, bă. Bă, sunt cretin rău de tot. Bă, când mirosea a semișuri, am zis, bă, am mâncat semișuri azi, dar nu așa. Puteam să mori, ești prost? Ce rușine cu el, Andrada? Să luați așa cu țipul ca țăranul. N-am obișnuit. Te-ai obișnuit? Da. Pune-mi, bă, Nelson, lasă-mă cu rușine. Yeah. Two gay people in front of a camera. Look at the way he's sitting. Yeah, yeah. Am uitat-l, Bernie de la buța. Bernie de la buța. Să nu mă fac gris. Dă, bă, dă, dă la buța. Bă, pro. Oh. Ce da la, bă, băi, look at the way he's sitting. Îi place foarte mult când îl bați așa, fii atent. Când îl bați la fund. Dar nu pe fund, gen așa. Gen. Lasă-mă că nu-i place, bă, să-l trag. Bă, da, bă, prostule, uite, uite, dacă mă opresc, vezi?
Vezi? Dacă te oprești ea, ia, oprește. M-am uitat eu la un clip unde zicea că pe câinii ăștia mari genera unul pe TikTok pe care toată lumea zicea, avea un Doberman sau cea, de ce îl bați bața? Și el o explica că, bă, pe câinii ăștia mari îi place să-i bată așa, știi? Și mereu îl bat așa pe Bernie. Și câini, ia uite, unde eram, mă? Unde Cezar și câini. Dați mesaj pe Instagram să vă dresez câinii. Uitați-alea că, ce cușcă a făcut un chimenul Bernie. E mai mare decât, este mai mare decât casa noastră, fără cătine. Pe cuvântul meu, fac clip pe YouTube, stau în garsonia la lui Bernie 24 de ani. Pe cuvântul meu, bă, deci pot să-mi bag laptopul aici să editez. Dar ce i-a făcut-o, bă? I-a făcut-o și mie, chiar, pus în acoperiș, a făcut calul. Dar de ce pui, bă, picior pe casa? Dar am vrut să arăt. Nu mai arăt aici, bro. A cu șapcă, bă, că părul tău. Nu șapcă, stai pe așa. De ce nu arme, stai umflat? Dar stă părul nașpa. Hai, bine, la cap, hai, la cap. Stai, deci fii atent, îți zic și la om. Toată lumea. Dar eu n-am loc, uite, eu stau așa. Deci fii atent, acum nu zic că ești frate meu. Stai, ca să nu-ți dau outanger, stai lângă mine, exact, ca să vadă. De ce de înălțime? Să mor de timid, Lucian. Hai, de zi, nu mânca. Să mor de timid. 10. Ești maxim cu jumătate de centimetru mai mare. Aaaa. Deci, nu, ia stai. Ia stai acolo, stai acolo. 2 cm mai scund. Ia stai, ia stai. Hai, bă, că știu cât mai înalt. Bă, să ții exact la fel. Ha, bă, lasă. Nu, bă, mamă, cum să pui stai la prima? Bă, ultima, mamă, dă-o jos. Te mai în prima. Bă, ce ții? Dar zici că ai mai cum să pui este-o. Punem și noi odată. Da, pare că am chel acum. Bă, deci pare ultima. Aaaa, și nu pui. Câinile cu stăpân așa și brad. Și de ce pare așa? Îi faci plan la brad. Și de ce pare așa brătat? Dar eu ți-am zis să te uiți la Viking. Nici nu recunosc. Bine, mi-a zis. Ok, boss, gata, mi-a zis. Da, am uitat ce să fac. Deci tu zici mă că datorită ții și-au făcut tatuaj pe spate. Da, și nu recunosc. Simp, ce simp, bă? Frate, am mâncat, l-am făcut mega, ultra mult. Simp, frate. Dar ai venit să mă faci de râs. Nu pot să cred, bă, știu care îl vedea drept model, frate, dar nu mai pot să mi-a drept model. Nu mai pot să cred așa ceva acum. Dacă eu am venit ca să îți bag joc de mine la, în fața familiei mele, dar tu trebuie să mă laud în fața. Dar te laud că m-ai ascultat de un om deștept. Păi cum să iei după un merg eu de... Păi da, uite la ce genetica mea, dar cum dacă eu am genetica așa? Hai, prostule, dacă tu ai nu, auziți, ia puneți-vă spate în spate ca să vedeți. Bă, Denis, pune-te spate în spate. Hai, dar pe lateral asta, gen lateral spre cap. Băi. Ăștia îmi fac mie brad în timp ce eu stau și produc content. Mi-am pus colinde. O să las un link de donații, poate vreți să-mi donați nouă, să-mi luăm și noi în brad, ca lumea în viitor. Să nu se simte așa de mult. Un site de brazi care mă urmărește să mă sponsorizeze și pe mine. Ce să pune prima dată, globurile sau betelul? Eu am întrebat, frate. I-ai spus Andrei cum ai făcut din cauza unei sarmale? Nu, ok. Cunosc, okay. Hai să vedem. Prostule, închide becul, te rog frumos. Stai, bă, chipul ușe. Hai. Prețoare prost? Gata? Hai, 3, 2, 1. Wow! Ce? Wow! Bă, să l-am făcut praf ai sus și praf el jos. Steaua! Sus răsare, ajung să pui steaua. No, că facem o fază. Vino, nepoată. Și eu ca și cum pare că ești de-aia mică și slabă și eu te ridic așa. Știi cum filmează jos, efectiv așa. Hai, baby. Hop, bravo, baby. Valeu. Hei, Crăciun, baby, ca de asta, pune ca lumea. Hai, bă, ridic. Hai, micuța mea. Hai, micuța mea. Ia, bravo. Pune frumos de acum, încoa. Bă, te duce capul sau? Micuță, hai jos. Gata, nu-l mai mișcați. Gata, aici sunt. Uite, dacă deci, dacă tu ești la jumătate în sus, e foarte frumos. Ia, uitați ce frumos a ieșit bradul nostru. Hai, filmează. Păi, da, filme. Du-ți la capul mai la dreapta. Stânga, stânga. Mai puțin. Sperii fața prin... Zici că-s goblin, nu? Bă, nu mai trage de el, că deja cade. Bine, da, trag mai încet. Trage ușor, mângâie el, să crească. Foarte frumos. După șmirt. Mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați link de donații pe Instagram și să aveți un Crăciun frumos. Normal că trebuia să strici gagica mea clipul. V-am pupat. Nu știu să închid. Un Crăciun frumos. Normal că trebuia să strici gagica mea clipul. V-am pupat. Nu știu să închid. Închid manual.